Victima accidentului făcea lucrări de revizie la un excavator când utilajul a pornit dintr-o dată. V-au spus ce s-a întâmplat? Am înțeles că au dat din greșeală drumul. La rotor? Așa, cum sunt el. Și l-a prins acolo și n-a mai avut nicio șansă. Persoana respectivă e sudor la unitatea noastră, lucrează la secția mecanică. S-a deplasat conform programului de lucru primit la un utilaj de mare capacitate. A avut intervenție la o grindă. Ar fi pornit roata accidental și l-a fi luat pe băiatul care își desfășura activitatea și l-ar fi omorât pe loc. Anchetele poliției și Inspectoratului Teritorial de Muncă vor stabili dacă a fost vorba de o defecțiune tehnică sau de o eroare umană. Polițiști din cadrul Poliției orașului Rovinare au fost sesizați cu privire la producerea unui accident mortal în cariera Roșia. Victima este un bărbat de 41 de ani care ar fi efectuat operațiuni de reparare a unui excavator. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluare și nerespectare a măsurilor de sănătate și securitate în muncă și ucidere din culpă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a deschis dosar de cercetare a evenimentului în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum și stabilirea reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor evenimente similare și respectiv determinarea caracterului accidentului. Sindicaliștii susțin că au atras atenția de mai multe ori despre faptul că utilajele sunt vechi și oricând se poate produce o tragedie. Investițiile aproape sunt la pământ în toate carierele, numai la Roșia. Echipamentele tehnice, excavatoarele, transportoarele sunt la pământ. Omul își desfășoară activitatea și nu se simte în siguranță. Conducerea complexului energetic Oltenia își exprimă printr-un comunicat regretul față de tragicul eveniment.